hashtag cu o fată tare frumoasă care spune ceva ce relaxează orice moderator, orice gazdă. Spune că are emoții. Deci nu poate fi nimic mai bun de atât. Asta trebuie să folosim, pentru că e ingredientul pe care nu îl poate mima nimeni. Le ai sau nu, da? Întotdeauna am emoții. Întotdeauna? Întotdeauna. Și când ies pe scenă, am emoții ca și când ar fi prima oară. Spun pentru cei care nu te știu, că e clar că se schimbă generațiile și consumul de frumusețe se modifică. Mai ales astăzi, când totul e așa rapid. Da, exact. Că tu ești Ana Maria Bucura, o fată care ai făcut o carieră excepțională pe podiumurile internaționale de modă, dar cumva oamenii te-au obișnuit, adică cel puțin în România, nimic nu era mai spectaculos decât să titreze că fata care, pe care se făceau fitting-urile la Chanel e din România. Uite, că-ți spun, muza lui Karl Lagerfeld. Asta era. Muza lui Karl Lagerfeld, da. Suna foarte ciudat pentru mine și mă simțeam, eu sunt o tipă destul de modestă și mi-a fost rușine, dar nu știu de ce, cred că vine din educație. Am fost învățată să fiu modestă, să fiu în banca mea și mi se părea așa ciudat și muza lui Karl Lagerfeld, până când de curând am înțeles de fapt că într-adevăr eram muză, eram o inspirație. Era inspirație. Deci ar trebui să te întreb exact cine ești, dar eu, dacă tot ai deschis discuția atât de abrupt, trebuie să te întreb totuși mai multe despre el, care a fost așa un personaj iconic, o legendă urbană universală, ca să, în fine, extrapolez puțin. Cum era de fapt? Omulețul ăla cu părul alb strâns în un geniu, codiță, chiar da? Un geniu. Ascuns după ochelari. Întotdeauna ascuns. Mi-aduc aminte că venea aproape de mine, începeam probele și își dădea așa puțin ochelarii și se uita la un detaliu al hainei și spunea: "Ça va, Anne-Marie?" Era foarte drăguț. E, în spatele oricărei persoane atât de puternice este o sensibilitate ascunsă. Dar cum funcționau lucrurile în casa de modă care poartă numele celui mai puternic brand pe care moda universală l-a dat vreodată? Deci mai mult decât Chanel nu există. Cum funcționa totul? Perfect. Deci era o echipă extraordinară. Acolo am învățat ce înseamnă lucru în echipă, ce înseamnă fiecare cu părticica lui, fiecare cu aportul lui, ca să facem ceva cât mai frumos împreună. Deci era în studio unde lucram. Erau designeri care se ocupau de partea de piele, designeri care se ocupau, făceau mănușile, designeri care făceau pantofii, designeri care făceau gențile. Toate porneau de la ideile lui Karl, de ce îl desena pentru fiecare colecție. Și pe urmă de acolo veneau și ei cu ideile lor și cu inspirația lor și cu propunerile lor. Deci era o muncă de echipă, ceea ce este cel mai important. În orice lucru faci, chiar și într-o relație, chiar în viața de zi cu zi, echipă. Munca în echipă este cea mai importantă și fiecare știe. Eu eram inspirația. Da, tu erai Anne-Marie, dar până ai devenit Anne-Marie a lui Karl Lagerfeld, tu erai o fată născută unde în România? În București. În București. Fată născută în București, am început, am luat Miss Boboc, am terminat contabilitate la Virgil Magiaru și așa a început totul. Miss Boboc, pe urmă Miss Pelice, atunci a fost în juriu Janina Ștefan, Andreea Raicu, nu mai știu, erau alte vremuri. Și așa a început. Și totul s-a legat atât de frumos. Eu îmi doream foarte mult să călătoresc, să văd lumea. Nu aveam posibilități materiale. Și mi-am zis, ce fac eu? Am zis, pot să mă fac stewardeză sau model. Dar învățam, am avut coroniță până în clasa 8-a, inclusiv. În a 9-a am terminat printre primii 10. Pe urmă am început cu modeling-ul și n-am mai fost. Am muncit. Dar știai despre... Bine, cred că erau anii 2000? Da. 2000, nu? Cam așa. Începuse, mai devreme, să apară presă. Mai devreme, nu 1941 de ani acum. Mulți înainte sănătoși. Așa, mai devreme, 1900. Deci Ana Maria Bucura pe care o vedeți acum, zic așa, ca să facem e ca o carte de vizită, chiar dacă o facem la o bucată de interviu, are 41 de ani, arată cum arată. Și prima mea întrebare după ce s-a așezat pe fotole a fost: cum, de ce, cum reușești? Câte kilograme ai, scuză-mă, presupun că ai undeva peste 1,80 m? Nu, am 1,77 m și între 50 și 52, alternez. Aceasta este. Greutatea mea întotdeauna a fost 52 de kilograme. De fapt, eu nu prea mă cântăresc. Și nici în modă eu nu mă cântăream. Eu de fiecare dată mă măsuram. Pentru că era important, probând haine în fiecare zi, să-mi păstrez măsurile. Făceam sport, aveam o alimentație echilibrată. Recunosc,
eu am avut grijă, n-am fumat, n-am băut, cafea cred că beau de vreo 2 ani doar și mai mult social. Și ies, hai să ne vedem la o cafea. Da, da. Și nu beau nici în fiecare zi. Și toate excesele aia din lumea modelilor despre care bănuim sau citim? Nu, sau... eu le-am evitat. Le-ai evitat. Mi-a fost teamă să intru în această... Știam că există posibilitatea dacă intri să nu mai poți să ieși. Mie personal, eu am vrut să, în viața aceasta, să fie o viață mai curată și mi-a plăcut să citesc, să fac sport, să merg la teatru, să merg la... mai boem așa. Să ne întoarcem la Virgil Magiaru, ca să zic așa, școala din București unde ai învățat-o să devii contabil. Ai început să câștigi concursurile astea de frumusețe și a apărut un contract, a venit cineva, a pus ochii pe tine, cum s-a întâmplat? Da, atunci cred că erau mai mulți impresari, n-am avut niciodată, până la 18 ani, cred că n-am avut așa un contract, nu, până la... Cred că vreun an de zile am pendulat oarecum, era un fel de freelancer, am împărțit și fluturaș, da, am făcut și hostess la evenimente și pe urmă am avut prima prezentare și de acolo încă o prezentare și de acolo o reclamă, mi-aduc aminte, nu mai știu... Am făcut o reclamă la Impuls și era peste tot, pe toate panourile, pe toate. Și ușor, am făcut toate, făceam toate coperțile de reviste. Oarecum, nu știi, când e drumul tău și se deschide așa, așa zic eu, arătăm drumul. Pur și simplu, ăsta a fost drumul meu și s-au deschis toate ușile. Foarte ușor, am făcut prima copertă el, adică nu e ceva pentru care am muncit, am fost serioasă, am muncit. Dar eram... există creatorul român care a mizat pe tine? A, da, Dumnezeu să-l odihnească, Răzvan Cioban, de la 16 ani. Eram vecini, locuiam vis-a-vis. Deci de atunci eram fitting model, cum s-ar spune, pentru Răzvan. Pentru Răzvan. E, da, foarte Răzvan creativ. A debutat la Iași, nu știu dacă știi. Da, adică... știu, pe cu el am venit acum mulți ani, de-aia zic, sunt aici. Ne știm de acum sunt foarte aici, multă vreme. Da. După atât de mulți ani și sunt foarte de-aia am emoții, am mâinile reci. Deci este așa un... foarte emoționată. Pentru mine... sunt foarte multe amintiri, foarte multe emoții. Întotdeauna tot ce am făcut, am făcut cu inima deschisă și mi-a plăcut sau... Dorința de aici, de la Romanian Creative Week, a fost să îi se facă și probabil că se va întâmpla asta, un portret lui Răzvan Ciobanu. Eu care l-am prezentat atâția ani la rând, îi spuneam mereu debutantul, deși el devenise un nume, lumea vrea să se îmbrace de la Răzvan. Foarte creativ. Explozia asta de imaginație pe care Răzvan nu o punea în cutie, ci o lăsa liberă. Avea curaj. Da, exact. Avea curaj. Merită onorat, adică nu e un nume pe care să-l lași cumva pierdut într-o tragedie. Chiar îmi spunea mereu și până acum, până când am... copilul eram. Copilul? Așa îmi spunea, copilul. Ce faci, copilul? Hai, copilul, să mai lucrăm ceva, hai să facem, mă rog. Da, foarte. Și prezentările erau mereu altfel. De aia spun că aici la Chanel... Deci Răzvan, de exemplu, în Franța avea... cum ai plecat? În Franța a venit un scouter din Franța. Care căuta figuri proaspete din Da, 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 Thierry. Și așa am plecat. M-a ales și am plecat la o agenție și am început imediat să lucrez cu Dior, făceam prezentările prin Europa, show-uri. Asta era în vară și pe urmă din septembrie-octombrie am intrat direct la Chanel. De fapt am fost înainte la Paco Rabanne puțin și atunci era o altă modă în care, poate și acum este, modelele nu zâmbeau, nu trebuiau neapărat să zâmbească pe podium. Iar eu eram toată, după câte vezi, ca o floare așa. Mă bucuram, eram fericită, entuziasmată. Și mi-a spus creatorul de la Paco Rabanne atunci, după de ce am lucrat de vreo 3 ori, ne pare rău, dar știi că zâmbești prea mult și ești prea e frumoasă așa și visă... Și zic, eu am ieșit de acolo plângând. Na, deci, plângând, adică... Și am zis, eu nu mai înțeleg nimic. Parcă moda era despre frumusețe, despre bucurie, despre bucuria de a face ceea ce de a crea, de a... Da, și pe urmă, la câteva zile, am lucrat cu Chanel. Am început să lucrez cu Chanel. Și s-au întors cei de la Paco Rabanne atunci. Dar era prea târziu. Aveai un contract exclusiv cu Chanel? Lucrai doar pentru ei? Nu. Aveam un contract, în fine, aveam contract cu ei, dar nu era exclusiv. Știu că... În perioada aceea, la început, mai mergeam cu Dior-ul în diferite, dacă era în weekend și nu era în timpul în care lucram, mai mergeam, mai făceau prezentări, nu știu, am fost la San Petersburg sau era săptămâna modei franceze la Shanghai odată și odată la Beijing.
o săptămână cu... S-a nimerit un... Deci, unul din primele vise, aspirația ta principală, ai bifat-o. Ai călătorit, fără să fie nevoie să fii stewardeză. Da. La business class, cum călătoresc modelele? Depinde. Depinde de client și depinde de bugetele pe care l-au. Toate reflectoarele astea și faptul că oamenii stau cu ochii pe tine și pe hainele pe care le porți, măcar cât durează show-ul respectiv, îți dau sentimentul că începi să contezi? Adică mă gândesc că la un moment dat apare și dezamăgirea, când nu te mai cheamă lumea sau când nu mai ești atât de interesant, nu apare și reversul medaliei? Eu am citit foarte mult dintotdeauna. Eu vorbesc personal și am știut că fiecare etapă a vârstei mele își are părțile ei bune și părțile ei mai puțin bune. Nu m-am simțit dată la o parte, am zis ok, e normal, vine următoarea generație și următoare. Fiecare pe urmă, ce pot să fac eu de aici, ce pot să fac să evoluez, să fiu mai bună în ceea ce fac eu. Nu modă, dar poate ce are legătură cu moda. Așa am început să studiez actorie sau pe urmă, nu știu, așa cum, ce mai pot să fac? Să fac niște cursuri, să fac niște... Evoluez. Deci, pentru mine n-a fost nicio problemă că nu m-a mai chemat. Oricum am continuat, dar în alte... N-am mai prezentat pe podium, dar am prezentat sau am făcut alte lucruri, proiecte artistice, fotografi sau proiecte de reciclare, proiecte și acum am tot felul de proiecte foarte interesante. Da, care... Banii pe care îi face un model la nivelul tău ajung cumva să-ți securizeze existența pe termen mai lung? Dacă știi să investești, da, dacă nu, nu. Deci doar din ce ai câștigat, pus la bancă, presupun că nu e destul. Depinde, cheltui, banii se duc. Da. Trebuie și aceia investiți cu cap. Sau să ai pe cineva care să te ajute, să te ghideze oarecum, într-o direcție sau... Deci nu pot să spun. Depinde cât de mult și la lung. De exemplu, eu m-am și oprit la un moment dat, am avut copil, m-am întors pe urmă... Câți ani are fetița ta? Fetița mea, 13 ani și jumătate. Să-ți trăiască. Mulțumesc la fel. Mulțumesc frumos. Și pe urmă am început să fac compromisuri. Am stat cu ea până la 3 ani la Paris, pe urmă ne-am întors în România, pe urmă iarăși am mai plecat puțin, până la urmă m-am întors în România și nu poți să compari câștigurile de la Paris cu cele din România. Da, dacă pe vremuri, când aveam eu 18 ani, pe reclama de la Impuls am luat $1,000, atunci îți dai seama. Tu ești o fată superbă, o fată care ai rezistat, că și asta e foarte important, ai rezistat la un nivel extrem de înalt, pentru că altele strălucesc un sezon. Da, dar și această strălucire trebuie să știi să o materializezi și să o folosești, că degeaba strălucești dacă nu știi să folosești și această strălucire și să te adaptezi vremurilor pe care le trăim. Deci cum e viața de model? Cam cum arată o zi din viața unui model în perioada săptămânilor de modă, de exemplu? Depinde. Haideți să vă spun când era o zi de fapt, când era prezentarea Chanel, să spun. Da. De obicei începeam la 6:30 de dimineața, era colul, pentru că prezentarea era de dimineață, pe la 10:30. Așa de vreme? La haute couture, da. Și pe urmă, de fapt, era în două, pe la 10:30, 12:30. Și la fel de dimineața era și când era pret-a-porter. Câte ore pe zi? În perioada prezentărilor puteai să stai până la 12, până la 2, depinde. Pentru haute couture era întotdeauna era un efort mai mare. Și el venea des? Câteodată zilnic, mai ales înaintea prezentărilor venea zilnic. Uh-huh. Cu două zile înainte se numea accesorizațion. Adică se lua fiecare haină, se alegeau pantofii, se alegeau gențile, fetele se făceau machiajul, părul, fetele mergeau jos, făceau poza și când mergeai la prezentare, pe fiecare stander, fiecare fată avea poza ei cu ce se îmbracă, ce poartă, ca în prezentare. Deci o muncă colosală. Ce știa despre țara de unde vii? În studio se afla o carte, deci nu erau foarte multe cărți, dar una dintre albume care existau era despre România. Un album așa mare, negru, România, cu toate cu porturile, din toate zonele din România. Foarte multă inspirație în colecțiile lui din România. Tot ce înseamnă la Chanel, toate sacourile care au... Galoanele acelea, nu știu că da, știu în franceză, galoane, nu? Da. Erau inspirate din... Macrameuri românesc, parcă din costum popular românesc. Exact. Aprecia foarte mult România din vestele masculine de cojoc. Se inspira foarte mult. Aveați, de exemplu, un contract de
de fidelitate e clar, aveați clauze, dar aveați și clauze de non-disclosure, adică să nu povestiți ce se întâmplă acolo, trebuia să fie secret totul? Da, nu aveam contract, dar contractul era tacit, adică știai că nu... N-ai voie să povestești nimic. Nu, normal. Nici nu cred că alegeau oameni dar în care n-aveau încredere. Exact, da. Nici nu cred că... Știi cum a fost la mine? Mi-aduc aminte cum am ajuns eu să lucrez cu el. Făceam showroom pentru ei. Prima oară când făceam showroom, când vin cei directorii de magazine, ei având doar magazinele lor, fiind singurul brand care nu avea... Nu vindea în multimarcă. Și atunci exista showroom. Se făcea o prezentare în fiecare dimineață. Se refăcea părul, machiajul și se refăcea o prezentare. Erau doar 10 fete și pe urmă două mai rămâneau până seara. Eu eram una dintre acele două, așa am ajuns. Și într-o zi mă cheamă, uite că au nevoie de o fată sus, haide să te vadă cadru. Și am zis, oh. M-am dus, s-a uitat la mine, m-am uitat așa eu cu ochișorii mei, emoționată, bineînțeles, îți dai seama, nu? Cred că eram toate transpirate, așa cum sunt transpirate de emoții. Și a zis da. Și am rămas. Cum arată fata ta? Seamănă cu tine? Fata mea este blond. Părul este sandre. Culoarea așa. Și a avut ochii albaștri până la 4 ani. Acum îi are verzi. Mai verzi așa. Seamănă e înaltă? Înaltă nu. Dar este subțiric așa. Este filiform așa. Este minunată. Ai lăsat-o să intre și ea în lumea modei? Nu este interesată de lumea modei. Cred că a susține-o în ce ar vrea să aleagă ea. Aș îndruma-o puțin, dar nu este fascinată. Are un cont de Instagram pe care are două poze. Deci nu are mai mult. Cine o cunoaște, o cunoaște de la mine. Adică foarte mulți oameni o salută și ea zice, cine, dar de unde mă cunoaște? Cam așa e, nu are. E foarte focusată pe învățat. Ai regrete? Se pare că acum ai face cu mintea, de acum ai face lucrurile altfel? Puțin. Poate că aș fi rămas la Paris să lucrez cu mintea de acum. Tu ai fost destul de prezent acum ceva vreme cu toate campaniile de reciclare a căror imagine ai fost de la, și pentru care militai. Da, în continuare militez. Din tine sau... În continuare militez, mi se pare. Adică eu închid toate luminile când plec de acasă. Știu că sună ciudat. Reciclez plastic, sticlă, consum foarte puțin. Adică nu-mi schimb garderoba în fiecare an. Nu am, îmi iau câteva piese sau... Nu știu, am avut un an când mi-am luat doar o pereche de pantofi, dar nu știu de ce. Depinde de... Sunt foarte atentă la... Pentru că trăim într-o societate de consum și tindem să consumăm foarte mult. Excesiv. Nu zicem să nu consumăm, e bine să consumăm, să ne simțim bine, să o parte din ceea ce facem, să... Dar nu exagerat. Și cu reciclarea, da, chiar cred în reciclare și chiar cred în toate proiectele pe care le-am făcut cu Roxana. Sunt minunate și în proiectele care o să urmeze. Și chiar cred că dacă am avea puțin mai multă grijă, planeta aceasta ar putea fi mai luminoasă, mai curată, mai... Și chiar au ieșit niște proiecte reușite. Și primul care era în timpul pandemiei și n-am reușit să facem o lansare, și acum Metamorfoză, care a fost minunat. Suntem la Iași, chiar dacă ai mâinile reci, e clar că da, va trebui să le încălzești cumva, pentru că mâine seara o să urci pe scenă. Da, după foarte mulți ani. După câți ani? 10? După 10 ani podium, o să urci pe podium, zic de podium. Da, fotografii de podium. Fac și acum. Da, podium, da, cred că au trecut 10 ani. A fost să întoarcă scena de la Iași, tot Iașul. A fost Irina. Da. Irina și de nostalgia anilor și de nostalgia primelor festivaluri de la Iași și de... E chiar o plăcere. E chiar... și face parte din mine. Mi-am dat seama că și pentru mine așa e o... Cum ți se pare atmosfera? Renaște. Acum e vremea cam tristă, adică s-au făcut prezentări dimineața și se vor mai face seara, că a plouat puțin. Eu am ajuns cam acum 2 ore. Deci n-ai apucat să te încarci deloc. Nu, m-am văzut doar cu o prietenă de-a mea foarte bună. Și am mâncat ce am vorbit. Și pe urmă m-am dus, am probat hainele. M-am mișcat puțin ca să văd... Atmosfera mi-era dor, pot să spun. Mi-era dor, dar nu de glamour, de
E așa, e o energie bună, pozitivă, chiar dacă lumea e nervoasă înainte de prezentări, nu nervoasă, stresată, dar e o energie de construcție, de frumos, de glamour, de... Cu toate că era... Acum fac niște interviuri și am făcut un interviu cu o doamnă care zicea că succesul durează 3 zile. Așa de mult? Da. Așa a zis. Faci un lucru bun, 3 zile și pe urmă next și pe urmă next. Deci trebuie să te bucuri și să-ți iei bucuria momentului din ceea ce faci. Deci e important ceea ce faci să faci cu toată inima și cu toată trăirea. De-aia zic că eu acum. Bine, suntem cu ochii pe tine dacă te ajută la ceva, ca să-ți fie și mai bine la Iași, da? Mulțumim, Ana Maria. Dacă vrei să le dai un... Știi cum se cheamă seria asta de interviuri? Next hashtag. Când totdeauna hashtag-ul de azi e istorie, da? Când ține 3 zile, păi și hashtag-ul. Care crezi că ar fi pentru vremurile astea pe care le trăim, pentru Iași, pentru ce vrei tu? Pentru creativitate, că toți suntem într-o săptămână în care celebrăm creativitatea. Care ar fi... Hashtag-ul tău, pe care ți l-ai dorit sau care ți s-ar potrivi. Wow! M-ai încuiat puțin că nu sunt foarte bună pe hashtag-uri. Nu? Trebuie să fii sintetic. Hai să mă gândesc. Hashtag. Be you. Ok. Mulțumesc frumos. Be yourself. Be you.